secțiunile la care participanții MediSim au fost invitați au fost reprezentate de workshop-uri bazate pe experiențe hands-on sau live, cursuri pe teme diverse bazate pe simulări aplicate în medicină, dar și o expoziție a echipamentelor din dotare. MediSim este o simulare care se aplică în educația medicală. În principiu este o metodă destul de relativ, să zicem, nouă în Europa de educație medicală, care încet, încet începe să cunoască o dezvoltare din ce în ce mai mare în ultima vreme. Studenții, ca să însușească anumită tehnică de bază, pusune vene, sondă nazogastrică și așa mai departe, drenaj toracic, și este partea de pacient standardizat, care sunt niște simulări de cabinete medicale, unde studenții sunt puși cu tot așa niște, să zicem, pacienți voluntari și se simulează anumite boală, iar studentul trebuie să le examineze și să încerce să pună un diagnostic cât de cât apropiat de realitate. Temele acoperite de oratori au fost variate, printre care putem enumera simularea medicală, un mod extins de abordare a studenților, folosirea simulatoarelor pentru a învăța urgențele obstetrice, integrarea simulărilor medicale în procesul de pregătire a studenților și componentele care influențează designul sesiunii de simulare. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș a inițiat un demers de reformă curriculară a învățământului practic și clinic, astfel încât studenții să aibă o imagine clară asupra a ceea ce vor trebui să învețe să facă pe parcursul anilor de studii. În acest sens, s-a implementat modulul de case-based learning în cazul stagiilor clinice și s-a creat centrul de simulare și abilități practice, funcționând în 3 departamente. Toate aceste măsuri au avut o contribuție substanțială la creșterea calității educației medicale, în concordanță cu cele mai înalte standarde europene.